Rețetele simple au fost întotdeauna preferatele mele și doar cu ce am prin casă. Puțină carne de porc, puțin cârnați, adevărat afumat, natural și delicios. Am folosit ca ingredient esențial, ce crezi? Un soare de porc. Este genială. Fuel pentru creier, adică motorină pentru creier. După ce s-au prăjit, mult spus prăjit, s-au rumenit puțin, am adăugat ceapă tocată mărunt, ardei proaspăt, le las puțin să se înăbușe. După ce s-a întâmplat asta, este rândul vinului. Pun vin roșu și pun capacul. Le las să clocotească și să se îmbibe toate gusturile și aromele acolo. La final, puțin bulion și ai un sos delicios. O tocăniță din carne de pui cu cârnați afumat, cu un iz ușor afumat. Deci știi cum miroase. Tu te fă rețeta asta rapid, că este simplă și nu ți-a deloc mult timp. Poftă bună!